Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Târgovna, premierea cuplurilor care au 50 de ani de căsătorie. Lucrări de regularizare a albiei în Dofteana. Gala internațională de box Bacău 2023. Moment de mare încărcătură emoțională la evenimentul de suflet ce a avut loc la Târgu Ocna, când au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Premierea acestora a avut loc chiar în Biserica Adormirea Maicii Domnului Precista din Târgu Ocna. Mai multe detalii în minutele următoare. Este o zi de mare bucurie pentru comunitatea noastră, 15 august 2023, marea sărbătoare de drama orașului, când tradiția face ca în cadrul evenimentelor să ne reîntâlnim, să vă invităm pe dumneavoastră care cu cea mai mare emoție reprezentați modele de viață, reprezentați tot ce este mai frumos pentru comunitatea care ați construit-o, pe care noi am găsit-o și sperăm ca și noi să o lăsăm mai departe. E o zi frumoasă, o zi cu soare, o zi de vară, orașul este plin încărcat de locuitori, de mulți turiști, de preacucernici părinți, și ne-am gândit ca acest eveniment frumos, emoțional, de suflet, să-i spunem, să-l facem în acest lăcaș de curb, în cea mai frumoasă sau una din cele mai frumoase biserici din oraș, Biserica Centrală Adormirea Maicii Domnului, a cărui hram astăzi s-a sărbătorit. Și nu pot decât cu emoții alături de respectabilii domni din Consiliul Local, colegele mele din administrația locală, din primărie, dumneavoastră, să petrecem câteva clipe frumoase, să ne reamintim ce s-a întâmplat acum 50 de ani, să noi ăștia mai tine să trăim cu speranța că vor trece repede și vom ajunge și noi să luăm loc în aceste, pe aceste scaune. Și nu pot decât să vă mulțumesc în numele administrației locale, în numele orașului, premierului pe care îl conduc, să ne bucurăm cu toții. La mulți ani! Trecerea primilor 50 de ani s-au făcut frumos, cu emoții, cu greutăți, cu provocări, cu așteptări, dar și cu frumuseți. Cu cerniciile voastre, distinse domnule primar, stimați domn consilier, echipă administrativă din aparatul primăriei Târgu Ocna, dragii noștri, în primul rând luați loc, pentru că, într-adevăr, este o zi în care trebuie să ne așezăm gândurile, sentimentele și trebuie să ne bucurăm că la acest mare praznic, bucuria este dublată de faptul că dumneavoastră sunteți în prim plan prin sărbătorirea unui număr pe care de multe ori este greu să-l pui în statistică și atunci când treci de unul singur. Dar aminte când conviețuiești împreună și încerci să te modelezi, să te adaptezi și viața ta să devină viața celuilalt. Pentru că, de fapt, aceasta este taina căsătoriei. Taina căsătoriei se raportează la relația permanentă a credinciosului cu Hristos. Când viața noastră devine viața Lui și când viața Lui devine viața noastră, atunci ne asumăm în relația pe care Dumnezeu a binecuvântat-o a fi numită strașnic familie și bunele și mai puțin bunele și momentele de bucurie și momentele delicate prin care trecem. Este un moment festiv și nu vrem să prelungim cuvântul nostru decât să vă aducem la cunoștință că inclusiv ieratul nostru, Părintele Arhiepiscop Ioachim, a transmis un gând de felicitare pentru dumneavoastră, fiind înștiințat cu acest prilej în care Biserica și-a sărbătorit hramul, hramului istoric al Adormirii Maicii Domnului, dumneavoastră sunteți servați la 50 de ani de împlinăvițuire. La un moment dat, în istorie, spunea Paul Vien, un istoric francez, viața trebuia să fie, sau istoria făcută din lucruri care trebuiau să fie la un moment dat altele. Poate, într-adevăr, viața dumneavoastră ar fi trebuit să fie altă atunci în tinerețe, când poate a sfârșit timid în relația cu celălalt de lângă dumneavoastră, deși atunci căsătoriile sau alianțele matrimoniale erau mult mai jos ca vârstă decât acum, când tinerii
nu mai au parcă curajul, demnitatea și responsabilitatea să-și întemeieze o familie. Pentru că familia nu înseamnă neapărat doar momente de prestigiu. Înseamnă să-L înțelegi pe celălalt în neputințele Lui. De aceea Sfântul Apostol Pavel, în ceea ce numim noi imnul dragostei, în Epistola către Corinteni, a spus că dragostea nu cade niciodată. Dintre toate virtuțile unui om, care pot fi la un moment dat încercate de anumite ispite și anumite presiuni, dragostea este cea care nu trebuie să cadă niciodată. Și probabil dragostea v-a ținut în continuare aproape unul de celălalt, împărtășind valori, împărtășind responsabilități și încercând să cultivați în generațiile următoare. Copiii dumneavoastră, nepoții, de ce nu strănepoții la această vârstă, aceste lucruri pe care le-ați modelat, le-ați învățat și le-ați transmis mai departe ca moștenire. Din fața Sfântului Altar, cu cernicii preoți care reprezintă orașul stațiune Târgu Ocna, îl roagă pe Bunul Dumnezeu, cum s-a întâmplat și la acest moment, numiți slujbă de mulțumire sau te dea un de mulțumire, ca viața dumneavoastră să fie o paradigmă și o emblemă pentru cei care încă nu s-au decis, după cuvântul pe care îl citim în rugăciunea de la Taina Comuniei, că este bine să nu fie omul singur. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va însoți cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și acum, atenție, societate secularizată și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. De aceea, orice act juridic, notarial sau administrativ, cade în fața tainei. Dumneavoastră l-ați primit pe cel de lângă dumneavoastră sau s-a soție într-o taină, adică într-un lucru nedeslușit până la capăt și de nepătruns uneori cu mintea, decât cu sentimentele și cu aceste unduiri sufletești pe care dumneavoastră le-ați aruncat unul către altul în mrejele vieții. Și cu siguranță, dacă la acest moment de bilanț sunteți tot împreună, taina căsătoriei rămâne încă validă și încă o certitudine și pentru generațiile viitoare. La mulți ani frumoși și binecuvântați. Amin. Mulțumim, dragi ucenici părinți. Iar la final, în Piațeta Regina Maria a avut loc un concert de muzică folk. Evenimentul a fost organizat și susținut de către Primăria orașului Târgu Ocna și Consiliul Local. Noi spectacole la recitalurile verii de la Onești. Continuă seria evenimentelor de excepție în Parcul Municipal din Onești cu un nou spectacol. De data aceasta, pe scena special amenajată va urca Taraful Rapsodia Iașului în concert cu Zenovia Olaru, Larisa Georgiana Borseli, Alin Gabriel Scoban și Melu Birtaru. Și spectacolul are loc în Parcul Municipal din Onești, lângă Roată. Noi și ample lucrări în Comuna Dofteana. De data aceasta este vorba de regularizare de albi ale râurilor din zonă. În urma efectelor inundațiilor din ultimii 10 ani, primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, vrea să-i pună la adăpost pe cei care, ori de câte ori trotușul amenința să-și iasă din matcă, aceștia erau cu bagajele la ușă. Detalii în minutele următoare. Albii apă râului Dofteana au fost afectate de inundațiile din anul 2005, după cum vedeți, dar este o altă firmă, nu aceeași firmă cu cea care lucrează pe râul Trotuș, ci asta este o altă firmă pe râul Dofteana, care are aceeași misiune la fel în proiect cum au și ceilalți de pe râul Trotuș. Adică profilarea râului Dofteana pe o lungime de 528 de metri și o lățime, deci cât e albea râului Dofteana, se lățește, se planetează și se fac gabioane pe o lungime de 500 de metri să treacă mai sus de către zona primăriei, pentru că în anul 2005 apele învolburate au venit inclusiv în curtea primăriei și punea în pericol. În aceste condiții am făcut toate demersurile de așa mulți ani, parcă meste și jenă să vă spun, de 15 ani de zile, aducându-le la cunoștință celor de la Apele Române, faptul că ne pune în pericol inclusiv instituția și de aici, încolo la deal, începe acest cătun, această stradă pe care o vedem noi, care a fost inundată și toți cetățenii de aici au fost evacuați. Au stat prin casele de cultură, au stat prin căminul cultural, mă refer de când sunt eu la conducere, i-am evacuat de câteva ori, care nu se mai putea în acest fel și în condițiile astea și dumnealor au venit la mine, am făcut demersul scrise, am fost în audiență până la ministru, de așa natură să pot să salvez acești oameni, cu gabioane, cu ziduri de protecție, pe o înălțime de 3 metri plus salteaua, inclusiv acostamentele din spate și profilarea acestui pârâu. Vedeți că se lucrează la gabioane, se lucrează la profilare,
permanent, în permanență, și ei estimează faptul că în 60-70 de zile lucrarea să fie gata. Bineînțeles, și în funcție de evoluția a vremii. Dacă vin niște inundații mari și vine apă, ne deteriorează ceea ce am făcut până acum. Când au început lucrările, domnule primar? Deci lucrările pe râu totuși au început la 1 august, deci au câteva zile, iar aici au început de 3-4-5 zile zona asta a râului Dofteana. Iar timpul de estimare însemnând toamna, a spus, vor fi gata. Da, toamna anului 2023 va fi gata, asta este etapa 1 pentru Dofteana, etapa 1 pentru regularizare. Noi mai avem și alte zone în alte locuri în care oamenii au fost inundați sau undeva mai sus unde au fost luate două case și probabil în următorul timp vom acționa de așa natură cu cei de la Apele Române, inclusiv astăzi sunt în teren pentru așa ceva, pentru că le-am adus la cunoștință în scris cu semnăturile cetățenilor din zonele care au fost afectate, să inițiem un nou proiect pentru o nouă etapă și probabil în anul 2024-2025 vom începe și în zonele celelalte unde este nevoie. De adormirea Maicii Domnului la cimitirul eroilor din Oituș și cimitirul eroilor din satul Poiana Sărată au avut loc ceremoniale militare și religioase dedicate cinstirii memoriei eroilor jertfiți pe aceste meleaguri în primul război mondial. Manifestările Memoria Oituzului 2023, ediția aniversară a 26-a, au fost organizate de către Primăria Oituz, Consiliul Local Oituz de Parohia Ortodoxă Grozești Oituz, în parteneriat cu filiala județeană Colonel Corneliu Chirieș din Bacău, Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, Garnizoana Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului cu protopopiatul Onești și Parohia Ortodoxă Grozești Oituz. La eveniment au fost subprefecții de Bacău Gabriel Stănică Lupu și Narcis Jitaru, primarul comunei Oituz Claudiu Petrișor, primarul comunei Pârgărești Marius Gabriel Gheorghiță, general de armată 4 stele Vasile Jenica Apostol, președintele filialei Cultul Eroilor Bacău Dănuț Voicu, alături de alți membri ai biroului executiv al filialei și reprezentanți ai subfilialelor din Slădic Moldova, Mănăstirea Cașin și Poiana Sărată, reprezentanți ai unor unități militare din județ, reprezentanți ai filialei Bacău a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în retragere și în rezervă, consilierul județean Cezar Olteanu, consilierul local de Onești, avocat Elena Pașcoa Păvăloaie. Subfilialea Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin a fost reprezentată de general de armată 4 stele Vasile Jenica Apostol, inginer Cătălin Gabriel Dima, locotenent colonel jurist Liviu Rusu, avocată Elena Pașcoa Păvăloaie, profesor dr. Adrian Dovleac și jurnalista Daniela Lungu. Detalii în minutele următoare. Sentimentele precum frica, deznădejdea și spaima morții le-au cuprins sufletele. Mai mult și-au văzut casele făcându-se praf și pulbere. Cu toate acestea, Moș Olteanu a găsit curajul să învingă temerile firești și cu credință în Dumnezeu s-a hotărât să lupte pentru a rămâne liber și pentru a-și reface gospodăria. Vă propun să ne plasăm ca timp și spațiu în locul lui Moș Olteanu. Haideți să auzim bubuiturile gloanțelor ale bombelor, să auzim cum vecinii strig de disperare sau de durerea unui glonț. Să ne imaginăm cu truda fiecăruia de o viață, casa, cel mai de preț obiect al omului, arde și nu putem face nimic pentru a salva. Este înfiorător, așa-i? Ne-am adunat astăzi aici, la Oituz, pentru a comemora jertfa strămoșilor noștri. Prin ceea ce am prezentat, mi-am dorit să simțim sacrificiul lor. După război, oamenii și-au refăcut gospodăriile și au transmis mai departe, pe lângă bunurile materiale, anumite valori. Au reușit să-și construiască satul prin unitate, muncă, înțelegere și bunătate. Nu știu cum erau ei înainte de război, dar știu că oamenii cu 10-20 de ani în urmă erau mai buni. Astăzi ne călcăm în picioare unii pe alții. Oare avem nevoie de o catastrofă pentru a reveni la valorile umane și morale? La inaugurarea acestui cimitir,
unde ne aflăm astăzi, pe 10 decembrie 1921, Părintele Ioan Rafiroiu spunea celor așezați într-o veșnicie următoarele cuvinte: dormiți în pace și fiți liniștiți în mormintele voastre, căci câtă vreme oituzul bătrân va mai da glas de ape și graiul neamului va mai răsuna pe aceste plaiuri, noi nu vă vom uita, căci dacă voi ați fost eroi, eroi au să mai fie, căci eroii nu mor. După mai bine de 100 de ani, noi, cei prezenți aici, astăzi, păstrăm vie amintirea lăsată de Părintele Ioan și cinstim eroii care au căzut pe aceste meleaguri. În sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului, comemorăm și eroii la uituz. Vreau să cred că așa cum Fecioara Maria a fost înălțată la cer, astfel sunt și sufletele eroilor care s-au jertfit în război. Vă mulțumesc pentru atenție, iar Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu haruri și înțelepciune, să fim eroi între noi oamenii cu bunătate și unitate. Dumnezeu să-i ierte! Dumnezeu să-i ierte! Este o onoare și un privilegiu de a-mi permite astăzi să iau cuvântul în aceste momente deosebite în viața comunității Oituz. Intrarea României în război în 1916, alături de Antanta, a reprezentat voința conjugată a oamenilor politici, a oamenilor de cultură și a milioane de români. Încă de atunci, mai bine spus, încă de a doua jumătate a secolului XIX, începutul secolului al XX-lea, România și-a creionat drumul și parcursul firesc european. Astăzi comemorăm pe cei care au crezut în destinul național, în unire, în libertate. Nu putem să nu amintim astăzi pe regele Ferdinand Întregitorul, Regina Maria, care cu abilitățile ei diplomatice și stăruința la masa puterilor centrale a reușit să recunoască victoria României și ulterior victoria în Marele Război. Dați-mi voie ca în numele celor care, peste 800 de victime, civili și militari, care s-au jertfit pentru acest crez național, să-mi plec adânc fruntea în fața acestui monument și să ne exprimăm întreaga recunoștință pentru spiritul lor de sacrificiu. Am ales să nu îmi scriu discursul, pentru că vreau să mă exprim emoțional și sincer în fața dumneavoastră. Acum câteva zile am participat la manifestările de pe dealul Coșna. Astăzi sunt aici, într-o frumusețe, într-o zonă cu frumusețe edenice. E greu să ne imaginăm că acum mai bine de 100 de ani această zonă a fost urâțită de ororile războiului, de strigăte, de durere, de groază, de foame poate și de alte nenorociri pe care le aduce acest război. Avem datoria astfel, în acest exercițiu de imaginație, ca momentele de recunoștință să fie mai profunde. Recunoștința și pioșenia în fața acestui monument să fie mai acute. Nu avem dreptul să uităm pe nimeni. Avem obligația ca prin acest monument, prin aceste manifestări la care participăm cu toată dăruirea, să fim o piedică în calea uitării a celor care s-au sacrificat. Gala Internațională de Box Bacău 2023. Săptămâna trecută, Bacăul a găzduit loturile de box de tineret ale României și Ucrainei, unde au desfășurat împreună un stagiu de pregătire ce s-a încheiat cu o gală la insula de agrement din Bacău. Desfășurat în organizarea Asociației Sportive Boxing Club Bacău, a Primăriei Bacău și a Federației Române de Box, ediția a treia, galei Prietenii Boxului Românesc a culminat cu un meci între echipele de seniori Under 22 ale României și Ucrainei. Protocolul de dinaintea desfășurării efective a meciului a fost unul simplu și frumos. S-a cântat imnul ambelor țări, apoi au fost prezentați sportivii, arbitrii și oficialii din partea Federației Române de Box.
Echipele României și Ungariei s-au împrietenit în scurtul timp de la sosirea în Bacău a delegației oaspet. De fapt, acesta este și sensul proiectului de durată lansat de antrenorul Marius Ciocan, coordonatorul secției de box a Sport Club Municipal Bacău. Gala este la cea de-a treia ediție anul ăsta, cum am obișnuit și anul trecut și acum 2 ani. Anul ăsta am reușit să aducem lotul de tineret a României și lotul Ucrainei. Lotul de tineret a României este condus de maestru Dorel Simion și Ionuț Gheorghe. Pentru cine nu știe, bănuiesc că pentru iubitorii boxului, toată lumea știe cine e Dorel Simion sau Ionuț Gheorghe. Dorel Simion este multiplu campion european și mondial și medaliat cu bronz la Olimpiadă. Părerea mea, de fapt, cred că părerea tuturor din box, lotul de tineri cred că este cel mai tare lot la ora actuală din România. Ca să facem ca o surpriză, așa, oricum lotul ucrainean este foarte puternic. Cei care știe, au campioni europeni la lot, au medaliați la mondiale, este un lot foarte puternic. Dar și România are un lot foarte puternic, de care sportivului maestru Dorel Simion sunt, cred că sunt cei mai tari de la ora actuală din țară, printre care l-are pe Florin Ioniță, care este antrenat chiar de dânsul, este campion european anul ăsta, l-a ieșit la 92 de kilograme. Anul trecut a ieșit vice-campion european și bronz la mondiale, tot la 92 de kilograme. Știu că țelul lor este Olimpiada de la Los Angeles din 2028. La eveniment au fost și oameni importanți din lumea boxului românesc. Sunt foarte beneficie la nivel de, nu numai de județ de Bacău și de țară, fiindcă, după cum știți, la Ucraina, la nivel de box, sunt foarte, foarte avansați, foarte mulți campioni europeni. Și în același timp sunt foarte avansați la nivel de box internațional. Și este un turneu benefic țării noastre. Deci nu numai local, este benefic țării. Mă bucur că din nou Bacău este gazda boxului românesc și pentru această verificare a turneului, a lotului de tineret, împreună cu Ucraina, una dintre țările cu tradiție în boxul internațional. Eu mă bucur că sunt aici și acest lot este pregătit de Dorel Simion și am venit să-l sprijin și să sper eu că asta este viitorul boxului românesc. Tineretul sunt următorii seniori. Mai au undeva la 2 ani de zile unde vor reprezenta România cu succes la marile turnee internaționale de box mondial, european și olimpic. Pe viitor am cel mai mare plan să calc pe urmele fraților Simion, să le depășesc rezultatele și să reprezint România la Olimpiada din 2028. O să vreau să iau aurul olimpic. Prietenii boxului românesc Romanian Boxing Friends vă opune în fiecare an o selecționată română contra uneia din străinătate, cu beneficii în pregătire pentru ambele. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 19 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius. Duminică, 20 august, vom avea parte de vreme caldă. Maxima zilei va atinge valori de 34 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții nu scade sub 19 grade Celsius. Duminică, 21 august, cerul va fi senin, vremea caldă. Maxima zilei va urca până la valori de 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 20 de grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.